Manele din Vâlcea, care a accidentat mortal o femeie și a spus versiunea asupra celor întâmplate. Susține că nu era atent la drum pentru că băga CD-ul în casetofon, dar n-a putut explica de ce. Pe urmă a fugit. Mariana Zaharia ne spune mai multe. Bun găsit, judecătorii spun că nu au fost întrunite condițiile legale pentru ca bărbatul să fie arestat preventiv și încarcerat într-un centru de detenție. Respectiv, spun că nu reprezintă un pericol public și nu există indicii care să ducă spre ideea că ar urma să-și săvârșească alte fapte penale. Aceiași magistrații ai Tribunalului Argeș susțin că nu pot face abstracție de datele pozitive ale inculpatului, adică de faptul că nu are antecedente penale și că și-a mărturisit și regretat fapta. Tânărul din Vâlcea le-a mărturisit anchetatorilor că a lovit-o pe femeie în timp ce încerca să-și pună un CD în CD player-ul din mașină și nu era atent. El a recunoscut că și-a dat seama de ceea ce a făcut, dar a fost prea frică să oprească. Femeia a zăcut într-un șanț minute în șir până când a fost văzută de un trecător. Acesta l-a anunțat pe primarul localității Cuca. El a fost cel care a sunat la 112. Era însă prea târziu. După ce a ajuns la spitalul de urgență din Pitești, femeia a decedat.